Iată-ne, estimați spectatori, în partea a doua a emisiunii Fotoliu cu Ghimp. Invitata noastră de astăzi, Camelia Doamna Zăvoian, președinta USR a municipiului Hunedoara și candidată la funcția de primar a municipiului Hunedoara în același timp. Înainte de publicitate îi spuneam doamnei Danda că candidatura domniei sale nu vine contra unui primar care, eu știu, chiar dacă e de la PSD, n-a făcut nimic. Bubuța, nu trebuie să recunoaște lucrul ăsta fără a încerca să fiu partinic, are realizări față de alții. Are atrageri de fonduri europene, are ce are. Nu mă apuc eu să-i fac acum campanie electorală, e Bubuța. Și atunci, cu ce puteți veni dumneavoastră în plus să câștigați încrederea hunedoreanilor, care a zis că sunt schimbători ca vremea și că azi votează așa, mâine altfel, în fața unui astfel de... Este o misiune grea. Primar. Este o misiune grea și o mare responsabilitate. Dar este o responsabilitate pe care mi-am asumat-o. În afară de asta, sunt de acord cu dumneavoastră, primarul Bobăuțanu a avut realizări vizibile. Are totuși 12 ani în administrația publică. Da, are 4 ani ca primar. A fost viceprimar 4 ani și primar 4 ani. De acord. Dar ca viceprimar nu ești executiv, deci n-ai nicio treabă. Ești zilier ca viceprimar. Faci ce zice primar. Nu știu dacă este chiar așa. Depinde de primar. Depinde de primar. Depinde de primar și de ce atribuții deleagă viceprimarului sau nu. Nu cred că a fost cazul în administrația domnului Arion. Nu știu ce a fost acolo, zic și eu. Într-adevăr, realizările pe care le-a avut domnul Bobăuțan, în special cele pe, privind atragerea de fonduri europene, sunt realizări pe care eu le recunosc și pe care o să le continui. Așa cum și dânsul a continuat proiectele. Nu obligă legea dacă ieși. Nu obligă legea, dar și la fel putem spune și despre domnul Bobăuțan. Dânsul a continuat proiectele începute de către domnul Arion. Proiectele pe care, cu care a intrat dânsul în campania electorală nu s-au produs încă. Urmează să-și producă probabil efecte, a pregătit terenul. Își vor produce efecte în mandatul următor. Deci, până la urmă, primarul este dator, cum ați spus, să continue proiectele începute, pentru că niște proiecte pentru care s-au semnat finanțări reprezintă un angajament din partea administrației publice. Ele trebuie finalizate. Care nu ține cont de altfel, culoarea politică și... Nu ține cont de culoarea politică. Eu lucrul acesta l-am spus chiar și în Consiliu, în ședință de Consiliu. L-am felicitat pentru un proiect care privea transparența decizională și implementarea unui sistem informatic în primărie. Chiar mi-am atras niște antipatii pe tema asta, care m-au asociat cumva cu domnul... Exact cam așa s-a spus. În 2019, prin luna februarie, martie, cam așa. Așa, și făcut să râd. Cum să fac? N-am făcut și nu o să fac blat cu nimeni, nu numai eu și cred că niciunul dintre colegii mei nu s-ar gândi la așa ceva. Dar am felicitat pentru că mie mi se pare normal ca într-o comunitate proiectele bune să fie apreciate și duse în comun în scopul finalizărilor. Nu poți să fii tot timpul contra, adică ești contra atunci când se întâmplă ceva care nu este legal sau care nu este moral, sau... dar nu poți să fii contra unor proiecte care aduc bunăstare comunității. Da, mi se pare chestia de mult simplu. Și asta, practic, eu nu am n-am făcut campanie negativă pentru persoana domnului Bobăuțanu. Noi am avut probleme cu sistemul PSD, atât. Iar dânsul, din păcate, este un exponent al PSD. Oricât am încercat să îi socolim acest... Adică să apreciem realizările, este totuși un exponent al partidului Știți PSD. Ce cred eu? Bobăuțanu nici nu îl interesează că e de la PSD, de la... Așa a fost să fie atunci. Nu cred. Că nu sunt de acord cu dumneavoastră. Ziceți? Da. Ia. De ce? Ar fi avut posibilitatea, dacă nu ar fi fost de acord cu partidul, să se delimiteze, cum au făcut și alți primari în alte municipii sau orașe. Au fost cazuri. Bun, nu vreau să Dar facem nu analiza domnului Bubuța. Și eu cred că nu este cazul că nu e, vreau să vă cunosc pe dumneavoastră și despre asta discutăm în altă emisiune.
Am văzut o chestie pe un flyer de-al noastră că sunteți prima generație de adulți necontaminată de comunism și securitate, de corupție și hoție, de neîncredere și lipsă de oportunități. Ce e asta? Bun, asta o înțeleg cu prima generație de adulți necontaminată de comunism și securitate. Ha, ha, să vedeți noastră. Prima generație necontaminată de comunism, necontaminată de securitate. Hai că de securitate poate nu, dar de comunism. Dar nici de comunism. Totuși eram... Kinderei, da? Aveam vreo 15-16 ani. La 15 ani eu cred că a fost chiar un avantaj că am văzut și cum este în comunism. Acum putem să facem diferența și să nu ne mai întoarcem acolo. Adică tineri din ziua de astăzi sunt mai... care nu au trăit ce am trăit noi, chiar și atât de puțin, 15 ani. Și întoarce eu în comunism? Pentru ce? Pentru școala de atunci. Da. E singurul lucru pentru care m-aș întoarce acolo. Vă aduceți aminte că făceam... Bine, nu zic să facem și acum. Vă aduceți aminte că făceam ore la școală, inclusiv sâmbătă, până la ora 11? Aveam muncă patriotică. Eu făceam ore. Știu că sâmbăta, mi-aduc aminte că eram chemat să măturăm frunzele în jurul liceului. Eu mi-aduc aminte că făceam ore. Ore. Până la ora 11. În 5-8. Pe urmă nu mai mi-aduc aminte ce a fost, că da, nu mai fost. Da. Dar se făcea școală. Se făcea școală, dar cred că în privința asta ar fi multe de spus în ceea ce privește învățământul, mă refer, nu este specialitatea mea, învățământul, dar... Și pe urmă îi ziceți de corupție și hoție, de neîncredere și lipsă de oportunități. Ce e asta? Da. Adică prima generație de adulți este necontaminată de corupție și hoție. Păi românul nostru de 40 ceva de ani, dacă trece pe stradă și vede un cui, pe undeva îl ia, că o fi bun la ceva acasă. Noi vorbim despre corupția la nivel instituțional și mă refer la, iar în ceea ce privește lipsa de oportunități, la nepotismele care există și sinecurile care există în sistem. Există clar. La asta. Da. Dacă între politicile noastre, una dintre ele este depolitizarea instituțiilor publice, adică nu ne dorim competitivitate la orice nivel și posturile să fie ocupate prin meritocrație. De politizarea instituțiilor publice. De exemplu, adică mă refer de exemplu, spitalele în prezent au un management numit politic. Ați văzut dezastrul care s-a produs în timpul pandemiei cu managementul spitalului de la Orășfie, de la Deva. Medicilor obișnuiți cu un anume stil. Păi, da, dar vedeți, e vorba de viața oamenilor. Vorbesc și de spitalul Deva și de Orășfie. La Hunedoara au fost și acolo probleme, dar Hunedoara, eu cred că față de celelalte s-a descurcat mai bine Hunedoara. Din punctul meu de vedere, puteți să spuneți orice și să veniți de la orice partid. Buda e, manager ca Buda e în domeniul sanitar, în județul Hunedoara nu există. Deci felul în care el a gestionat situația a gestionat-o mai bine decât la Deva din județul Hunedoara. Eu să știți că am făcut campanie de strângere fonduri pentru spitalul din Hunedoara. Adică am fost implicați fiecare cum am putut din societatea civilă. Și eu apreciez și comunicarea pe care am avut-o pe perioada pandemiei. Dar să știți că și cheltuielile sau, mă rog, fondurile care se alocă spitalului în Hunedoara sunt pe măsură. Adică s-au alocat fonduri. Și tocmai pentru asta calitatea actului medical crește, oamenii pleacă, vin bolnavi, s-au făcut și investiții sănători, în infrastructura spitalicească, este evident. Deci e cu totul și totul altceva. Dar, iată, poate că acolo a funcționat chestia anumită politic, dar Radu are și competențe manageriale la Spitalul Municipal din Hunedoara. Când spuneți de depolitizarea instituțiilor, vă referiți probabil și la aceste deconcentrate. Sau la deconcentrate, exact. Cum le spune. Dar crezi că s-ar putea face lucrul ăsta?
Eu cred că s-ar putea. Știți vorba aia, cu vina noștri, dar pleacă ai voștri, noi rămânem tot ca proști. Ați văzut, nu e posibil ca șofer să ajungă director de spital, cum s-a întâmplat în alte județe. Adică e posibil, dar nu este nici corect, nici moral. Este un lucru care trebuie schimbat. Asta înseamnă reformarea partidelor, dacă care vor să guverneze în continuare. Trebuie să se reformeze și să nu mai lasă astfel de lucruri să se întâmple. De asta noi am fost, noi semnalăm, noi USR Plus, am fost partidul care am funcționat ca un avertizor de integritate în toată perioada asta, din 2016 și până în prezent. Colegii noștri de la București, din Parlament, din consiliile locale, au transparentizat activitatea din interiorul instituțiilor și au semnalat toate cazurile de corupție. Știți că am avut sloganul fără hoție ajungem departe. Bun, dar mai știu și cazuri de deputați, nu știu dacă de la USR sau de la Plus, care cu garsoniera ANL și cu mămica băgați. Astea sunt povești de campanie care se aruncă în față. E vorba despre colegul de la Constanța, cred că despre el vorbiți. Este o poveste spusă într-un anumit fel. Dacă doriți, eu vă pot da și cealaltă parte. Nu știu dacă nu vorbim acum despre Constanța. Dar eu vă pot trimite și varianta lui. Da. Iar Stelian Ion este... Da, despre el este vorba. Da, este un profesionist și un om integru. Ia mă, mă, și tu, o garsonieră. Nu cred că lucrurile stau așa cum vrea presa să le înfățișeze. Pentru că atunci când există un interes în a denigra un candidat, cum este Stelian Ion, candidatul cu mari șanse la primăria Constanței, e predispusă la a apuca orice știu eu chestiune care ar putea produce un pic de scandal și a-l exacerba. Nu cred că este cazul aici și Stelian nu va putea să se va apăra singur. Da, acum o să credeți că am ceva cu noastră, n-am nimic, dar vis-a-vis de Stelian eu mai îmi vine unul în minte, asta părut să parcă prin pandemie sau înainte, dar nu cred că e de la noastră, cred că era de la Plus, cu copilul care nu e nimic altceva decât un laptop. Da, era de la... Da, era o altă. Da, într-adevăr, era un coleg de la Plus. A fost o afirmație nefericită, care a fost, da, a fost extras oricum din context. Păi ce context? Că ce am auzit era... negru pe ap, dar bine că nu era de la dumneavoastră, dacă ia uite, eu sunt în regie. Deci nu știu dacă a fost scoasă din context sau nu, cert e că afirmațiile individului respectiv, pe lângă faptul că mi s-a părut hilare la momentul respectiv, erau și dincolo de orice decență, dar mă rog, asta este cu totul și totul altă poveste. Discutăm în fotoliu cu Ghim, trecem de la una la... Ajuns și la ghimpii celorlalți. Da. Să trecem la ghimpii noștri. Și la ghimpii dumneavoastră. Ce nu merge bine în Hunedoara? În Hunedoara, în primul rând, ce am constatat noi de-a lungul celor trei campanii în care am avut contact cu foarte multă lume și nu numai din Hunedoara, ci și din satele aparținătoare, fiecare comunitate cu problemele ei, cel mai stringent lucru care lipsește în Hunedoara sunt locurile de muncă bine plătite, nu orice fel de locuri de muncă. Pentru că dacă ne uităm... Ce înseamnă bine plătit? Nu avem... Ce înseamnă, înseamnă bine mai plătit? Mult decât salariul minim. Cât? Pentru că cred că undeva la 5-600 de euro net ar fi un salariu care l-ar putea mulțumi... Cât? 2500 de lei net, în mână. Da. Că ar fi 2500 de lei în mână înseamnă o cadrare de... Înseamnă aproape dublu în cadrarea. 5.000 de lei. 4.500, cam așa. Și ce ar trebui să muncești ca să primești salariul ăsta? Păi, nu, vedeți, ne întoarcem sistemul bugetar. În sistemul bugetar există o medie mult mai mare. Da, și nu mi se pare corect. Nu este corect, evident. Dar eu vă dau nu este un exemplu, doamna echitabil. Camarea. Sunteți economist, da? Da. Eu am un magazinaș, să zicem. Da. Nu în oraș. Stau și în oraș. Și sunt și eu administrator de societate comercială. Vând și eu în magazinașul ăla de cartier, dacă mai există,
un salam, o pâine, ce îi mai vinde. Între timp am și un job, că trebuie să mă duc la job. Situația este ipotetică. Am înțeles. La magazinașul ăla trebuie să lucreze cineva. Să zicem că vreau să iau doi angajați. Da? O zi și o zi, sau cum se lucrează, cum se practică. Păi, doamnele, asta pe mine mă costă pe lună cât? Păi, sunt două salarii minime. Două salarii minime, la salariul ăsta. La salariul ăsta, da, la salariul bine plătit, înseamnă 10.000 de ron, să spunem. 10.000 de ron, da. Ambele sau una? Ambele. A spus că aveți doi angajați. Da, ambele. Da. 10.000 de ron contribuții și bani, da, plătiți. Păi, ca să câștig 10.000 de lei, cu ce adaos comercial trebuie să merg eu și cât trebuie să vând? Ca să pot să plătesc doar aceste două salarii ale doamnelor respective. Ca și agent economic. Da, da. Ar trebui să vând cu un adaos de 10%, că mă gândesc că nu pot să pui mai mult la produsele alimentare. Nu, nu? Sunt adaosuri, sunt foarte mari. Ar trebui să vând de 100.000 de lei, adică de 1 miliard pe lună, ca să scot 100 de milioane profit. Sunt, nu, mai multe categorii de angajați. Noi vorbim acum de o medie. Categorii vor fi și cei care vor fi plătiți la nivelul salariului minim, dar sunt oameni calificați, ingineri, foarte mulți ingineri cu care chiar am discutat, da, care nu au unde să se angajeze. Adică ingineri super calificați care lucrează pentru 1.500 de lei pe lună. Despre această categorie vorbim. Ca și ingineri lucrează sau ca altceva? Ca și ingineri, dar oricum tot salariul puțin peste minim îl au. Pe cine plătește? Asta este situația în Hunedoara. Asta e un salariu minim pentru studii superioare, parcă. Exact. Salariul minim pentru studii superioare este minim brut 2450. Păi și atâția, da, ingineri sunt în Hunedoara, acolo unde lucrează toți inginerii ăștia? Păi în afară de Arcelor și Dresden Mayer, cam astea sunt cele sunt care... Dar ingineri și ceva, că a fost să pe bucuri ingineresc acolo? N-am spus că toți sunt ingineri, nu. Dar am spus că totuși există o facultate de inginerie în Hunedoara, da, care ar trebui să aibă unde să... Adică studenții, studenți, absolvenții, ar trebui, da, să-și desfacă, cum spune. Marfa, nu? Se, da, vândă marfa de ingineri, spus așa, pe piață, spus și mai unde neauri să-i scoată, din moment ce firmele sunt din ce în ce mai puține, s-au pierdut 1.000 de locuri de muncă în ultimii ani, în ultimii 4 ani, situația este critică la nivel, păi, de, da, Hunedoara. Și, de fapt, ăsta este segmentul pe care noi dorim să acționăm. Păi și ce să facem cu Hunedoara? Trebuie să valorificăm ceea ce avem, în primul rând. Pentru că Hunedoara dispune de multe terenuri, dispune de patrimoniu, de clădiri. Se pot face parteneriate public-private pentru multe lucruri. Trebuie încurajați antreprenorii. Noi provenim din rândul antreprenorilor sau din mediul privat, în general. Și știm cum se fac lucrurile acolo. Nu dorește nimeni pomană, să mă exprim de la stat, că așa se vorbește popular. Nu. Trebuie ba, să... E relația... preferabilă pomană de la stat. Nu, dar... Poate e preferabilă, dar nu este nici corectă. Dintr-un birou intrat. Da, nu este corectă și noi asta ne dorim noi. Într-o administrație, noi dorim o situație win-win. Adică câștigă și administrația, câștigă și antreprenorul pe care tu îl ajuți, facilitându-i anumite... Administrația câștigă din impozitele și taxele pe câștigă, care le plătește, da, antreprenorul către primărie, către OATE. Știți, iar... sunt foarte multe clădiri care stau nefolosite, care sunt în administrația primăriei, în patrimoniul primăriei, dar exact nefolosite. Asta? Sunt școli care au rămas... Da, fără elevi. Sunt, da, alte destinații. Știu, poți, împreună cu Ministerul Învățământului, să pot face... Da, e o procedură. Știu care este procedura. Dar sunt multe clădiri care sunt nefolosite și care ar putea lua o altă destinație. Poate primăria nu are bani să investească, dar poate se găsește un investitor care să facă lucrul ăsta în anumite condiții. Nu... Vorbim de un centru de afaceri care s-a făcut și care este, cred că e ocupat în proporție de 5%. Păi bun, și asta că ne mai explicați? Este o explicație că au fost probabil niște condiții impuse prin contractul de finanțare, dar cred că administrația ar fi avut obligația să atragă investitori acolo. Păi era vorba să vină sediul, nu mai fi.
asta nu, sediul rar este o altă poveste. Eu una nu văd ce avantaj ar fi fost sediul rar în Hunedoara, pentru că dacă vorbim strict legat de locurile de muncă, aceiași oameni care sunt angajați la DEVA ar fi făcut navetă la Hunedoara. Deci nu ar fi la primăria Hunedoara. Nu ar fi fost, nu ar fi reprezentat. Da? Acum ce avantaj era pentru cei de la RAR că nu mai plăteau chirie, jumătate de miliard pe lună. Deci RAR-ul, bineînțeles, avea un avantaj economic, făcea și o investiție, pe de altă parte, primăria câștiga în urma unor impozite locale. Da? Deci dar nu putem să, dar nu putem să o considerăm o investiție generatoare de locuri de muncă, că nu este. La noastră. Bun, nu ăla este. Nu vine, că nu știu ce, ăla nu vine, că nu știu ce. Eu cred că nu găsesc nici forță că de muncă, deși toată lumea plânge după... Investitorii, ca să vină, trebuie să știi să și le prezinți ceea ce ai, să fii conștient de ceea ce ai, de avantajele pe care le poți oferi și trebuie să mergi tu, să fii proactiv, să mergi tu spre investitor, nu să aștepți să te caute ei, ca lucrul ăsta nu se va întâmpla. Și nici să nu aștepți contrapartidă, cum se practică de către vechile partide. Adică? Adică prefer un investitor doar dacă am și un avantaj. Păi ce, eu avantaj. Nu, eu n-am vorbit despre domnul Bobouțan. Eu vorbesc la general. Vorbesc de general. La general. Păi pentru că ne aducem aminte. Putem să particularizăm. Uitați ce s-a întâmplat. Hunedoara, nu la general. Putem să particularizăm. A fost totuși, a fost înstrăinat un teren pentru o investiție în Hunedoara, o investiție care nu s-a mai produs. Care? Și ce? La ieșirea dinspre combinat. Și ce? Nu a fost, eu ce vreau să vă spun, condițiile în care vinzi un teren la un preț sub prețul pieței până la urmă, da, doar în speranța că acel investitor va face o investiție care, într-adevăr, să fie generatoare de profit și de locuri de muncă, în primul rând, pentru comunitate. Dacă nu negociezi niște clauze care să te asigure că acest lucru se va întâmpla, înseamnă că n-ai făcut decât ai facilitat o vânzare sub cost unui partener care s-a văzut cu saci în căruță și asta este. Ce eu se întâmplă în prezent? Mai sunt și niște clauze pe acolo. Nu sunt clauze. Nu sunt clauze. Am studiat și problema asta. Nu am văzut nicio clauză care să poată permite administrației să invalideze contractul sau să... Camelia Danda Zăvoianu, o să zic că lumea că o opresc când devine mai interesant. Am ajuns la final. Trebuie să vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și să vă spun că vă aștept și în timpul campaniei electorale, dacă veți dori să participați. Să continuăm discuția, dar atunci și cu proiecte. Nu... Da, din păcate acum nu am putut să ne prezentăm proiectele, nu, pentru că nu suntem încă în campanie electorală și... Ne va face plăcere să putem să venim cu... Să vă cunoască lumea, să vă vedem, nu doar din fotografii și așa mai departe. Da, lumea ne poate vedea, noi avem porțile deschise la sediul nostru, am generat, nu numai la sediul nostru, dar am vrut să transmitem acest lucru și primăriei, în sensul că transparența decizională sau... la discutarea bugetului, spre exemplu, vă dau un simplu exemplu. Am generat dezbateri publice, înainte la noi, la sediul partidului, cu porțile deschise tuturor cetățenilor care au vrut să participe. Am preluat idei, am făcut proiecte, le-am expus primăriei și am generat... E în dezbatere publică. Da, dar dumneavoastră știți ce înseamnă dezbatere publică? Dezbatere publică, dezbatere publică. Știți care este problema? Că între sensul unui cuvânt și ce se întâmplă în realitate este o diferență foarte mare. Să spuneți că nu există dezbatere publică. Nu înseamnă doar publicarea pe site a unui proiect de buget. Bun, dezbatere publică înseamnă și venirea înseamnă dialog tot felul și înseamnă, de amendamente și așa mai departe. Și înseamnă dialog și aparatul... Dar cred că sunteți conștiente și de faptul că uneori dacă faci hai să facem o dezbatere publică din asta într-o piață. Noi am făcut-o, dezbaterea publică în cadrul primăriei. Nu, într-o piață. Unde să vină XYZ și o să vedeți că la un moment dat Z ar putea să vină cu niște idei de mândoare minte și nu o să mai iasă nimic din dezbaterea publică. Trebuie să se facă într-un cadru organizat, nu într-o piață publică. Exact. Dar dezbatere publică. Cetățenii trebuie să fie conștientizați de faptul că se pot implica și pot să-și aducă ideile lor în cadrul ședințelor de dezbatere
și pot influența decizia, că până la urmă suntem plătitori de taxe. Sigur. Și banii destinați la bugetul participativ. Da, pe care noi l-am introdus. În sfârșit, după 2 ani de muncă, am reușit să-l introducem pe agenda primăriei. Ni s-a aprobat și buget pentru implementare, dar a venit pandemia și a fost tăiată în ordine. Deci niște... nu a fost PSD-ul chiar așa de rău prin Bobouța. Am muncit 2 ani pentru asta. Am... Bun. Făcut ceea ce trebuia să facem. Am reușit performanța de a sări, cred că, cu 3 minute peste timpul alocat. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența în studio. Vă mai aștept și altă dată. Vă mulțumesc și eu. Stimați telespectatori, Camelia Danda Zăvoian, președinte USR Municipiul Hunedoara și candidată pentru funcția de primar a Municipiului Hunedoara, a fost invitată la fotoliu cu Ghimpi. Sunt Adrian Simeon, rămâneți cu noi, numai bine!